Madame President. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte a Moldovei. Doamnă președinte a Moldovei, președinte a Consiliului European, dragi colegi, dragi parteneri, astăzi, de fiecare dată când ne pregătim să luăm decizii pentru binele popoarelor noastre, trebuie să nu uităm că orice îndoială pe care o arătăm aici, Rusia va profita de ea. Nu putem să avem îndoiele în legătură cu unitatea noastră sau în legătură cu modul în care răspundem la provocările vremurilor noastre, care aduc tot mai multe probleme cu sine. Aici, în Moldova, din fericire, nu auzim raiduri aeriene, sirene sau artileria rusă, dar nu de mult rușii erau convinși că după ce au atacat Ucraina pot să atace și Moldova. De fapt, poate și acum gândesc așa, dar acum avem mai multă securitate, poate. De fapt, securitatea europeană a stabilit limitele hotărârii noastre și încercăm să respingem relele aduse de agresiune. Nimeni printre noi nu are îndoială care ar fi soluțiile pentru Europa, și anume o apărare completă împotriva terorii ruse. Din păcate, aseară, în capitala noastră, au mai fost 3 victime, 10 răniți, și înainte au fost sute de persoane care au murit. Cel puțin 484 de copii au fost omorâți de ruși. Și va trebui să punem capăt rachetelor balistice ruse și prin armele noastre vom arăta că teroarea împotriva cetățenilor noștri nu are nicio șansă. Fiecare pas în apărare este un pas important, iar viteza cu care se creează coalițiile accelerează obținerea păcii. De fapt, în unitatea noastră vedem cine este agresorul și vedem unde se întâmplă agresiunea. Rusiei îi e teamă de NATO și încearcă să-i înghită doar pe cei care sunt în afara spațiului apărat de NATO. Avem războaie înghețate pe teritoriile vecine. De exemplu, de ce există contingente ruse încă în Transnistria? Kremlinul doar ar trebui să dezghețe această situație din Moldova. Nu, această situație este tolerată de peste 30 de ani și trebuie să găsim un răspuns, merită să găsim un răspuns. Nu ar trebui să lăsăm loc unor războiuri înghețate, dar nici războaiele obișnuite. Jurnaliștii m-au întrebat de ce colaborăm cu NATO. Răspunsul este foarte simplu. Când nu există garanții de securitate, nu există decât garanții de război. Deci, alianța de securitate China, NATO, Ucraina ar fi posibilă, dar avem nevoie de pace. Toate țările europene care au graniță cu Rusia și care nu vor să fie sfârtecate de Rusia trebuie să se alieze cu UE și cu NATO. Nu avem decât două alternative. Fie un război deschis, fie o ocupare din partea Rusiei, pas cu pas. Vedem ce se întâmplă în Belarus, ce se întâmplă în Georgia. Vedem cum aceste națiuni sunt târâte în diferite moduri într-o stare de lipsă de legalitate.
Dar ce se întâmplă? Chiar și ucrainenii care promovează valorile europene cu prețul sângelui nu au încă un răspuns pozitiv în legătură cu aderarea la UE și NATO. Speranțele noastre devin tot mai îndepărtate. Și îmi pare rău că trebuie să vă exprim aici această dezamăgire, atât în numele soldaților noștri care luptă pentru libertate, cât și pentru poporul nostru care luptă pentru Ucraina și asta este speranța lor. Deci este vremea deciziilor și aș vrea să subliniez acest lucru. La summitul NATO de la Vilnius de astă vară, e nevoie, în vara viitoare, va fi necesară admiterea Ucrainei ca membru al NATO. Avem nevoie de o decizie pozitivă, avem nevoie de un summit al păcii care ne va ajuta să implementăm planurile comune. E nevoie să lăsăm la o parte îndoielile. E nevoie de decizii pozitive pentru Ucraina, pentru că ele sunt și decizii pozitive pentru toată lumea. La fel și în cazul Moldovei. E foarte important și pe termen lung și pentru Georgia și probabil și pentru Belarus. De fapt, n-am nicio îndoială. Pentru noi e nevoie de pace europeană. Nu trebuie să rămână nicio îndoială că ar putea să existe vreo agresiune împotriva unei țări. Vă mulțumesc tuturor celor care înțelegeți că trebuie să privim în viitor ca să avem pace cu adevărat. Ucraina este deschisă și avem un plan pentru pace. Vorbim despre importanța NATO și a legăturii directe dintre eliminarea îndoielilor și exprimarea spațiului de securitate reală. Doar o apărare aeriană, o coaliție puternică pot învinge teroarea rusă. Și în viața reală, trăim această viață reală în fiecare zi, deci trebuie să fim deschiși. Pe acest lucru se bazează existența noastră europeană. Avem nevoie de deschidere, de onestitate și acum avem nevoie de decizii. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Maia, îți mulțumesc că ne-ai găzduit și mulțumesc tuturor. Salut Moldova, slavă Ucraina!